Șacalul vostru vă salută. Vă salut cu tot dragul. Pe toți prietenii mei frumoși. Ce faceți, mă, viața mea, mă? Haide, mă, să ne strângem într-un număr cât mai mare, să ne facem o comunitate puternică de șacali. Haide, mă, viața mea, mă. Unde sunteți, mă? Ia să vă văd. Să vă văd într-un număr cât de mare aici. Hai să ne strângem, să spunem câteva povești frumoase. Băi, un like și nimeni pe asta, mă. Bună seara, Nașa, te pop să rămână. Adunarea, striga Nașa, aute. Unde sunteți, mă, flăcăi, mă, șacalii mei frumoși, unde sunteți? Haide, mă, să vă văd, mă. Băi, s-a blocat mesajele, mă, ce-a făcut, mă? Oh. Salut, salut! Petrică, te salut! Te salut, Petrică! London, te salută fratele tău cu tot dragul! Haide, mă, fratele meu! Haide, mă, fraților, mă! Pavele, te salut! Vezi că în seara asta voi răspunde și la întrebările voastre. Am zis de aseară că voi intra, dar am fost foarte, foarte obosit și credeți-mă că am venit de la muncă astăzi, sâmbăta. Te salut, Duță, te salut nimeni altul, vă salut pe toată lumea, Gelu Popa, prezent, e aici cu noi. Și în seara asta am venit acum vreo oră de la muncă, frate. De-aia am intrat așa târziu, jur. Deși sâmbăta să lucrez aici, atât, e ceva foarte bine. Nu? Băi, frate, în seara asta vom vorbi despre un lucru legat de flancul, unde am fost cercetat. Silvio! Te salut, te salut, salut băieții de la Barcelona! Vă salut pe toți, frate! Nicu, Nicu Pal, prietenul nostru de-o viață! Bă, vezi, rămânem prieteni noi aici, mă, toți, toți oamenii frumoși de aici! Haide, mă, să ne strângem într-un număr cât mai mare, să începem povestirea frumoasă. Și în seara asta vă și răspund la mesaje. V-am promis că stabilesc sâmbă, vinerea, cum ar fi. Dar dacă n-a fost vinerea să fie, că nu am mai intrat, am intrat în seara asta să stăm de vorbă. Băi, frate, mă aflam în penitenciarul Giurgiu, unde chiar s-a făcut flancul acolo, s-a făcut mult flancul la Giurgiu. Eram într-o cameră cu câțiva băieți, prieteni de-ai mei, la care, după ce am sosit eu în camera respectivă, a venit un băiețaș care făcea flancul. Adiță, te salut, fratele meu, te salut cu drag. Bun. Sau Pavele, Pavel Viorel, mersi, fratele meu, te pupă fratele tău cu tot dragul, cu tot respectul. Mulțumesc din suflet. La câteva zile, sau să zic așa, o săptămână, vine un băiețaș, pot să-i dau și, nu e numele cum ar fi, e porecla lui, vine unul Barză. Barză, băi, era porecla lui. E Eugen Bandit, te salută fratele tău cu tot dragul, pe toată lumea, pe toți băieții. Flanconist, frate. Flanconist, dar flanconist de performanță, nu așa. Dai seama că nu e un lucru bun, nu era un lucru bun să faci flanco, să faci lucruri de-astea, dar na, la pușcărie s-a procedat lucrurile astea, s-a făcut, a făcut multă lume. Multă lume și-a luat mandat în cauza la flanco. Băi, frate, făcea Barză la flanco, n-am văzut în viața mea. Mai erau ăștia buni care făcea flanco. Dar ăsta, frate, avea și voce, schimba vocea la secundă, spunea voce de femeie, cum ar fi de asistentă.
Flanco, frate, făcea la telefon, suna, alo, mama, a făcut accident cu tare, ai înțeles, dați-mi băiatul, vorbiți cu băiatul, vorbea două, trei vorbe, spunea acolo. Hai că vă explic eu cum și ce fel. Bădie, mi-a adus și mie o scrumieruță, mă? Bun. Băi, frate, schimba vocea la secundă, mă, viața mea, mă. Vorbea și ca doctorul, vorbea și ca inculpatul, vorbea și ca toate nebunile. Bun. S-a apucat băiețașul de Flanco. Eu în camera acolo eram cu câțiva prieteni de-ai mei, după la București. Mă știam cu ei de mulți ani de zile. Oh! Să, eu ce spun, frate, că eram în prima amânare. Îmi luase în prima amânare la Tulcea și mă transferase la Giurgiu. Eu acum când am văzut cum stă treaba acolo și ce prăpăt să face cu Flancul ăsta, ai văzut și meu Flancul, dacă aici... Bună seara, bună seara, doamna Mari! Bună seara, vă pup cu tot dragul, doamna Mari! Bă, toți oamenii frumoși! Mulțumesc la toată lumea care sunteți alături de mine. Vă pup, oameni frumoși. Băi, frate, zic, eu sunt în amânare. M-am luat un an de zile amânare. Zic, nu mai stau, mă, frate, eu în camera asta, că până la urmă se întâmplă, ajungeți la mandala astea și mă tără pe la anchetă, mă întârzie cu asta, o să-mi vie... Iar comisia de liberare și tot speram, zic, băi, mi-a dat un an, poate la a doua comisie mai îmi dă 3 luni, 6 luni acolo și plec. V-am povestit că am avut 6 amânări. Bun. Zic, băi, frate, eu plec cu toate că mă cunoșteam cu băieții de ani de zile. Eu mă mut în cameră, bă, frate, că nu vreau să dau de necas, să dau de mandat, să dau de belea. Mie nu mai îmi trebuie prostii de-astea, nu mi-a trebuit niciodată. N-am făcut Flancul în viața mea, am fost anchetat de Flancul. Normal că se face Flancul într-o cameră, ia pe toată lumea la anchetă. Cristian Dumitrescu, te salută fratele tău, vă salut pe toată lumea. În seara asta vă răspund la toate întrebările, la toate mesajele și... Vă salut pe toată lumea. Oricum eu vă salut ca de obicei pe toată lumea. Că așa e frumos. Băi, frate, nu te mutam, ești fratele nostru. Băi, frate, nu trebuie să înțelegeți situația, sunteți prietenii mei, sunteți asta, ai înțeles? Nu mai stau, mă, frate. O să se ajungă la mandat, o să se ajungă la alte nebunii și... Nu vreau să mai întâmpin alte greutăți, pentru că vreau să mă liberez. Bine, mă, frate. Mă mut, frate. Ei s-a așa un pic, s-a supărat un pic așa. Băi, ești fratele nostru, bine, mă cunoșteam că ei, am fost cu ei și până alte pușcării. Băi, zic, n-am, bă, ce să fac, dar trebuie să înțelegeți și voi situația. Dacă creați în situația mea cu amânare pe cap de un an de zile și aștept a doua comisie, poate am și un noroc să dea Dumnezeu să mă liberez și e mai bine așa. Bine, bă, frate. Plec, frate, mă mut la o altă cameră. Mă mut la o altă cameră. Îmi formez o cameră acolo de câțiva băiețași. Eram cum ar fi vis-a-vis de ei. Cum ar fi camera unde am stat cu ei aici, încă o cameră și pe urmă urma camera unde m-am mutat eu. Pe aceea secție. Aveam aer împreună. Bun. Nu trece... Ueblos, te salută fratele tău. Te salut cu tot dragul. Vă salut pe toată lumea, pe toți oamenii frumoși. De cine zici, Gelu? De cine zici, mă, fratele meu?
Dă șacalul, dă șacalul cel voinic. Numărul unu, suntem o comunitate noastră cea mai frumoasă. Mă. Noi nu ne certăm, nu bârfim, nu ne luăm de lume, nu avem nicio treabă, nici nu ne interesează pe noi lucrurile astea. Atâta timp cât nici ei nu se ia de mine. Dacă s-a luat de mine, s-a luat și de voi. Le dau eu replica pe ceafă, pe ceafă. Ce vine seara asta cu chef de harță? Guițați-i la maxim. Pe secundă guițați. Așa e. Așa e, doamna Maria. Aveți perfectă dreptate. Pentru că așa e frumos. Să fii un om respectuos, să fii un om civilizat, să-ți vezi de treaba ta, că e cel mai frumos. Păi, frate, la vreo lună de zile, nu știu dacă a durat o lună de zile, Flori, Dumitru, te salut, salut băieții din Sicilia. Păi da, păi, Gelu Popa, uite, brațe în șacalul. A băgat șacalul pe construcția cu umflăbrațele. Umflăbrațele! Ia uite! Da, vă pupă nașa! Să vă pupe, băi! Pupă frumos nașa, a? Mare anchetă, frate! Eu, cum ar fi în ziua respectivă, când a intrat dicotul peste noi, că dicotul vinea la percheziții și la astea, o, curcubeule! A, frumos! N-ar nimic, e prietenul nostru. Cosmin e prietenul nostru, frate. Noi avem numai prieteni. Bine ai venit, curcubeule, zice doamna Mari. Vlad Marus, te pop, te pop cu respect. O, ia uite-l pe cauciuc. Gurgunzoiule turbat! A zis cauciuc, gurgunzoiu, burbunzoiu, gârgânzoiu. Mamă, câte nume pune ăsta, bă, frate, bă. Victor Stefan, era unul din Constanța. Unde era? La izolare? Unde era, frate? Băi, frate, mare anchetă pe noi. Ne-a luat de dimineață. La deșteptare era pe noi. Anchetă. Eu trebuia, aveam programare că se face acum, de o perioadă bună de timp, de câțiva ani de zile, să face programare la vizită. Suni la număr de telefon, dai e-mail, îți faci programare, pe data de vii la persoana respectivă. Bun. Mare anchetă în cameră, frate. Eu acum, venise vărmiu la mine, venise vărul meu, ăsta care îl zăpăcesc de capul cicor și la ora actuală, l-am adus cu mine aici. L-am adus la muncă aici, pe șantier, cu mine. Și rar el să fie de năbădăios. Mersi, Gelu Popa, te pupă fratele tău cu tot dragul. Venise vărmiu cu soția lui. Eu telefonul meu personal, m-am obișnuit aici. M-am obișnuit. Am venit și până la Spania, dar m-am obișnuit aici. Avem, așa zice, avem doi curcubei. Doi curcubei avem. Avem doi curcubei originali. Eu telefonul, frate, când vorbeam cu vârmiu, când am văzut că pochi într-un gabul, între doi, civilere. Mi-am dat seama din prima că e dicotul. Păi nu eram versat eu pe ștouri de astea, nu fusesem eu la anchete de genul ăsta, nu văzusem eu oameni din ăștia. Bag telefonul super naș. Cum stăteam eu întins în pat și vorbeam, m-am ridicat imediat. Exact cum stau acum. Pac. Și am băgat telefonul super. Băi, zice, toată lumea stați la paturi, stați liniștiți, facem o percheziție. Pentru ce facem noi voi percheziție? Băi, zic, voi sunteți dicotul. Că nu, că nu știu ce, cum, că noi nici nu vă cunoaște. Ei spunea, zice, noi suntem lucrători de aici, din penitenciar. Bă, ce aveți, mă? Hai cu membrii, băieții, cu membrii, mă, în forță, mă, pentru subținerea canalului. Bă, zic, ce aveți, mă, cu cine faceți voi ștourile astea, mă? Cu cine dați voi în tangourile astea, mă? Ce dracu, mă, vă rușine așa?
Bă, zi, n-ați nimerit camera bine. O, auzi, facem brigadă de fete și mergem în Spania. Mergem, nu mai stăm. Merge un șacal și 24 de șacalițe. Cât mai multe șacalițe. Păi da. Mergem în brigadă mare, trupă mare. Face brigadă, normal. Așa e normal. O, ia uzi, doamna Marie, în Dubai. Mergem, doamna Marie, peste tot, nu-i problemă. Ne învoim de la muncă și mergem. Băi, zic, cu cine dracu faceți voi șturile astea? Voi sunteți de la Tico, dar am impresia că voi... Unde-mi place mie, da, așa e. Păi da, la Benidorm, unde e frumos. Frumos acolo. Băi, frate, zic, lăsați-mă dracu șturile astea, mă. Voi zic, voi ați greșit camera, mă, voi n-ați nimerit bine. Băi, zice, Marin Mihai, eu sunt. Dar până la să zică el chestia asta, a mai durat vreo oră și ceva. Vine și comandantul de secție, îl întrebă, ei, zic, care-i treaba, mă, nea cu tare. Da, ce frumos ar fi! Da, ce frumos ar fi! Ce frumos ar fi să... Super de super! Super! Băi, zic, ce-i mă cu oamenii ăștia aici? M-au năvălit ăștia pe noi la 6 dimineața. Ține bunii la capul. Băi, zic, eu am vizită. Eu aveam vizită cum ar fi pe la ora 9 de dimineață, prima vizită. Băi, zic, deja am sărit de ora 9 și zic, eu la vizită văd că vine și cauciuc. Păi da. Zic, mă săriți de vizită, da, lasă-mi că nu e treaba ta cu tare. Acu îi zic la comandă, bă, zic, ce înseamnă mă astea, dracu, vrei să faci dreapta în bălău, dau dracu foc la saltele aici, eu dau foc la saltele de față cu voi, mă. Faceți cheta și mergem. Și nașul Tofan. Să-l vedem. Băi, zice, cu tine da, face. Cu tine avem noi treabă. Cu mine, mă? Păi ce am făcut eu, mă? Ai făcut flancul. Alin, te salut. Eu am făcut flancul, mă. Bă, zic, ai vrea să-ți mai vezi tu salariul vreodată în buzunar? Când am făcut eu flancul și când o-i face eu flancul? Păi dacă am văzut că era un pic țepoș așa cu mine, îți dai seama că i-am luat. I-am luat în reprize. Bun. Nici una, nici alta. S-a dus, frate, ora 9, s-a dus vizita, s-a dus. Băi, frate, băi, scoteți-mă, mă, la vizită, băi, scoteți-mă, mă, să zic ceva, să spun ceva acolo la familie, voi ați nebunit la cap, ce-a... nu că nu-i nimeni aici, bă, cum să nu fie nimeni, bă, la mine la vizită, băi, voi aveți impresia că eu sunt arestat mâine, și dracu, mă, cu cine vorbiți voi asta? Păi la mine când a zis că vine, vine, gata, e punct, când spune că nu vine, nu vine. Două gunguzele, auzi, bă, ce de-astea are, bă, pentru tine, o, așa sălbatic ești, mă, cauciuc. A? Facem rost de ele. O, foarte bine, foarte bine, arată-mă să mă vadă, șacalul în forță, curcubeule. A? Mă știe pe mine columbiencile alea, mă știe. De unde dracu mă știe, m-a văzut în viața lor. Băi, frate, s-a dus vizita, s-a dus astea. Băi, zic, cu cine faceți voi că n-a venit la vizită, că nu e aici, că... Bine, băi, curcubeule, gata, oprește-te, că ne vede lumea aici. Păi zic la mine când zice că vine, e punct, băi, e literă de lege. Ați nebunit la cap cu cine dracu dansați voi.
tango ăsta, cu mine. Da. Vărmiu întreba săracul acolo, băi, ce s-a întâmplat cu Vărmiu, ce s-a cu tare. Ăsta văzuse Vărmiu când a venit, că a venit vreo 3-4 dube de epulezi de ăștia acolo. Și o fi a venit așa, că așa e normal, ai înțeles? Aoleu! E popă nașa pe ăștia noi, auzi? Cu ispite? Hai da. Băi, frate, bă. Până la urmă iau focul ei. Băi, voi cu cine dracu ardeți, mă? Băi, zic, uite care-i treaba. Uite, mă, telefonul aici. Eu acum am vorbit cu Vărmiu. Vărmiu aici la vizită, bă. Eu trebuie să ies la vizită. Băi, că stai să ne interesăm, stai să vedem, să nu cumva să eu fi trimis acasă. Să nu fi plecat, că băi, hai mă dracu, nu mai ardeți voi cu mine. Bun. Băi, frate, stă săracul Vărmiu ăla acolo cu nevoasa. Bă, îți dai seama cât a stat de la 7 dimineața asta, bă, frate, până seara la 4. Acum, vă avertizez în camera acolo. Ei deja făcea piață până la 4. Ei deja făcea piață la camera unde era barză asta, unde s-a făcut flancul acolo. Forfotă mare. Eu auzeam din cameră, nu vedeam, că nu îmi dădea voie să ies pe col, că s-a dus și aer, s-a dus și tot, n-am mai avut voie la nimic. Emil, te salută fratele tău cu tot dragul. Băieți, haide mă la șacal, la membrii la șacal, mă, hai în forță mă la șacal, mă. Să unim brigada de șacal, să fim puternici. Băi, zic că... Zic, băi, dați-mi, bă, scoteți-mă până la vizită acolo, băi, scoteți-mă. Băi, las că te scoatem la pachet, spune. Da, a trecuse, frate, câteva ore buni. Bun. Mă scoate, frate. Pă la vreo 4 mă scoate la pachet. Ce zice comandantul de secție? Băi, Laure, fii atent. Te scot la pachet, dar nu-ți dăm vorbitor. Păi cum mă nu-mi dai vorbitor? Păi nu mai bă că zice una ți-a trecut și vizita și doi mulțumește-te că iei pachet. Auzi băi, cu tiramisu s-a lăsat aici. Tiramisu. Tiramisu, băi, auzi. Frumos, bravo. Nicu e elegant. Salut băieții de la Timișoara, fratele meu. Salut pe toată lumea. Salută-l cu tot dragul, cu tot respectul. Băi, frate, mă scoate. Păi cum ăsta? Nu mai îmi dai vizită? Nu mai dau, gata, că a trecut, că nu știu ce. Păi, a trecut din cauza mea, mă. M-ai instigat pe mine la vizită și n-am ieșit eu, am refuzat eu. Ce ai dracu ai nebun? Până la urmă, ce zic, băi, frate, a venit omul atâta drum. A așteptat atâta timp aici. Hai să ies să iau pachetul. Ce să fac până la urmă? Mă duc. Bag o șleapcă de ciortan cu mine. Să mă duc cu ei la vizită acolo. Ajung la vizită. Acum când ajungi, te bagă, ești într-o sală aici. Ane, nu știu, frate. Vasile, nu știu de ce să zic acum. Te salut, Vasile. Cum intru în sala de vizită acolo, e o cameră unde stă majorii, de îți dă pachetul și în partea cealaltă, iar are o vizetă mai mare, așa, un geam mai mare.
unde persoanele care vine la vizită, la pachet, îți dă pachetul pe acolo, le verifică lucrătorii de la penitenciar. Nu-l știu. Popa Răzvan, nu-l știu. Numărul 1, cam tot spune numărul 1, dar numărul 1, cam mulți a fost pe la mandate. Eu nu e de râs, e de plâns, da? Nevoia i-a făcut să decurgă la asemenea lucruri. Chiar și eu m-am ales cu mandat, pentru că nu am vrut să-l spun pe cel care a făcut flancul. În fine. Nu-l știu, Oprișane, nu-l știu. Hai cu membrii, băieții! Șacalii, hai cu membrii! A luat, frate, că a ajuns unei, a luat 27 de ani pentru așa ceva. Deci le-a dat până adunare, cu treimea aia, cu alea, a ajuns la 23, la 16 ani, la 18 ani. Diferite pedepse, 27 de ani. Merg, frate, la vizită, ajung la vizită acolo, vorbesc cu vorbim, bă, zic, stai liniștit, asta e o problemă interioară. Îmi dă vorbim pachetul, săracul a stat toată ziua cu nevoasta acolo după mine. Ferească Dumnezeu, frate, pe toată lumea. Dă mandat și dă așa ceva și dă pedepse. Bă, frate, iau pachetul, mă duc la cameră. Până să fac o paranteză, până să plec, eu ce zic la un iepuraș de acolo? Băi, lasă-mă, frate, zic, să scot cartela din telefon, să-mi iau cartela și arunc telefonul de-l, Doamne, iartă-mă, că noi la cambuză jos în camera, în camera de staționare, aveam așa ca o, era o gaură așa pătrată, ca o aerisire, așa era. Și zic, lasă-mă să scot cartela și arunc telefonul și dacă vrei te duci și lei de jos, nu mă interesează, dar să nu le ad în cameră. Nu, domne, că nu se poate, zice ciortănașul ăla. Băi, zic, Elvis, salută fratele tău cu tot dragul. Ai mâncat și din pachet. Acum zici că ai mâncat din pachetă? Păi ai mâncat, bă, săracu, bă, că mi s-a făcuse foame. Plecase de noaptea în cap de acasă, nu mâncase nimic, nu-i normal. Se face foame toată ziua la stai acolo în așteptare. Doar Dinamo, te salută fratele tău. O, doamna Mari, mersi, doamna Mari, pentru cea mai frumoasă comunitate. Te pup, doamna Mari, cea mai frumoasă femeie din chatul meu, din brigada mea de șacali. Te pup cu respect. La 5 dimineața, auzi, plecase săracul. Forța, forța, doamna Mari. Mersi, Elvis. Mersi, frățiorul meu. Băi, zic, lasă, mă, să arunc telefonul să alea, dă-l, Doamne iartă, ce dracu, zic, ai căzut la gara pe mine. Și așa nu s-a făcut nimic cu el, dar nu vreau eu să le am din cameră. Te duci și le-ai de jos. Nu, domne, că nimic. Bine, eu îi zic de 3-5 ori cât îi zic eu acum. Iau telefonul, că aveam telefon. Ei nu văzuse, nu-i l-am arătat mai înainte. Uite, m-am vorbit cu familia, uite telefonul aici. Și l-am băgat iar super în acolo. Și eu vă pup, doamna Mari. Vă pup cu tot. Dragul, cu toată dragostea, doamna Mari. Nu mă lasă, nu-i normal că nu mă lasă. Nu, domne, că nu se poate, că dacă ne vede cineva, mă, cine să ne vadă? Tu ai impresia că la noi, la mine aici, e cameră de sifoane sau cine să ne vadă? Că ești tu și noi atât. Cornel Sârbu, te salută fratele tău cu tot respectul. O, doamna Mari, pășa, calmă, lasă-l, pup. Ia uite, mă, ia pupă, doamna Mari, și eu vă pup. Vă ador, vă drăgălesc. Cum să vă zic, doamna Mari, că mă pierd când vă văd aici.
A dat frumos. A dat cu ciocanul în piatră. Petru. Mersi, Zaharia. Și fratele tău te salută și te respectă și vă respect pe toți într-un număr foarte mare care sunteți aici. Vă respect din tot sufletul meu, din toată inima mea. Eu sunt al vostru, pe mine puteți să mă pupați și fetele și băieții, nu contează, mai ales fetele, băieții, ne salutăm așa, batem Cuba, Cuba, așa, Cali. Bă, fetele au și le îmbrățișez, le pup, pe toate. Auzi, ca o ce care, pupați-l în rate. Bravo. Băi, frate, nici una, nici alta, îi zic lui ciortănașul ăla, băi, ia dă-te mă așa. Da, cu like-ul meu, frate. Da. Nici una, nici alta. Ce famă, frate? Iau telefonul de sub pernă, îmi scot cartela din el, dă-te mă la o parte, că era decât el singur cu noi în camera acolo. Nu mai era 3, nu mai era 5. Putea să fie și 700. Nu mai mă interesa pe mine, la nebuneala. Care aveam eu în perioada aia de gloria mea, dă-te-mă la o parte de aici. Și bag mâna și arunc telefonul jos. Jos afară, în curte. În curte. Nu era curtea de aer. Curtea de aer era pe partea cealaltă. Aici era tot așa o curte, dar era zona pușcheriei cum ar fi. Și arunc telefonul pe gaură aia. Du-te, bă, și el de jos, bă, tu n-ai luat niciun telefon de care. Bă, că vrei să-ți iau cartela? Bă, tu n-ai putut să-mi iei telefonul, nu-mi iei cartela. Ce treacu ai nebunii, mă? Și bă, cartela în gură așa, m-am făcut conghii. De unde? Că am băgat aici, la obraz aici, la măsă. Păi am înghițit, omul, ce să mai. S-a adus dracu și telefonul și cartela. Termină, ies la vizită, mă duc, iau pachetul, vin, tot treabă socoteală și se apucă de piață. Caută ei, forfută ei, i-am zis, băi, nu mai căutați, că degeaba căutați. Acu ăla de frică, că eu și îi spun. Te salut, Gheorghe. Gheorghe Mureșan, te salut. Acu ăla de frică, că eu îi spun la gaburașul ăla. Băi, zic tu, dacă spui că am aruncat telefonul pe acolo, nu te crede nimeni și te ia toată lumea de pruș și râde de tine. Băi. Mai bine tași dracu din gură, lasă dracu să le ia ăia când iese la curățenie diseară sau mâine dimineață, că ieșeau și pe spate pe acolo, că se mai arunca pâine, mai arunca hârtii, se mai arunca sticle. Și zic, lasă să le ia și mai bine vezi tu de treaba ta ca să nu mai râdă colegii tăi de tine. O halește fraierul, ai înțeles? Ce-o fi zis? Bă, are dreptate asta, bă, o să zic că ăștia șefi, ăștia mari, că el era un ghiborz ăla mic, așa. Bă, o să... Bă, de șef ăștia mari de mici și pe cum cu tine de față aici aruncată la telefonul, mă? Ce paznic ești tu, mă? Cum te-am pus noi aici, mă? Da, frățiorul meu, ne strângem noi mai mari, nu e o problemă asta. Lasă că așa puțin care suntem oameni respectuoși, oameni finuți, am intrat și mai târziu, ne strângem noi. E, da. Bun, frate. Da, așa e, da, așa e, Maruse. Așa e. Da, ți-mă pe ceafălul ăsta, mă. Da, ți-mă pe ceafălul ăsta cu camera măsii și cu rasa măsii. Fut-o-s pe măta în gură să-ți fut pe românește la ora asta, la miez de noapte. Ca să te simți bine și tu și tactul. Ai înțeles? Să plângeți unul de dorul altuia. Ai înțeles? De focul mătii. E zice, a băgat la șacalul în gură, lumea mică. Uite, dracu, nu mai intra aici, că te iau în reprize. I-a dat! Dați-i, dă-l în dracu să lea. Oare de ciudă că șacalul e numărul unu, e forța numărul unu! N-aveți, bă, nicio șansă cu mine. Eu sunteți nebun, că eu sunt prea finuț, prea calificat pentru o țupan de ăștia ca voi. Râiuiești de ăștia care...
Dați-mă direct când vorbește așa, nu-i mai lăsați. Vine ăsta. A pupat direct în gură pe măsa după ce am lăchit-o eu. După ce am lăchit-o eu pe măsa, a pupat-o el în gură. Așa. Direct, direct să pomenească. Du-te în Thailanda. Ia uite că a venit Pavel Marcel cu mil săruți cu pasiune. Ia, Pavele, ca să pomenești. Uai, duhu, oarba după tine. Fie al dracu, că de nu îți dădeam cu gamela în cap. Ia uite al dracu, torbat-o, dracu. De unde ai mai venit și tu, mă? Dă-i drumul în Thailanda. Dă-i drumul să te guițe draci în Thailanda, acolo. Să revenim la ale noastre. Ai sunt. Dați-i pe ceafă, mă, nu-i mai lăsați, mă, nu-i mai lăsați, dă-i dracu, dă lăbărțați-i dracu. Să pomenească. Când au auzit de brigada șacalilor să fugă, să iasă jar din ei. Fum să iasă din ei. Băi, frate, ocalește asta. Nu zice nimic. Pe cursă, pe cursă! Direct, frate, direct dați-i care intră cu d-astea, cu jargoane d-astea de largi, dați-i direct pe bot. Dați-i pe bot. Să pomenească. Băi, frate, ocalește ăsta. Șacalii spartani, auzi ce zice Nicu Pal. Șacalii fioroși. Ocalește ăsta și rămâne așa. Nu mai are niciun telefon, nu mai are. În schimb, face... Are un pic de treabă în așa, vine și te pupă. Nu e problemă. Băi, frate, începe piața. Băi, face piață, face alea, nu găsește nimic. Băi, zic, hai să nu, să nu mai lungim. Să terminăm cu astea, că zic, nu ținem lucruri interzise în cameră. N-avem decât reșeu. Interesat pe aia de reșeu. Nu interesat pe aia de reșeu, frate, că nu ne făcea piața cum ar fi cei din unitate de la noi. Era de la Dicot. Interesat pe aia din măia răceala, băi, frate, băi. Te-a mai pupat curcubeule? Auzi ce zice nașa? Tu vrei să te pupe numai pe tine? Lasă mai pupe și pe alții. Hai la membrii, mă, băieți, băi, flăcăi, șacali. Hai cu membrii, mă, viața mea, mă. Zic, nu mai căutați, bă, căutați de nebun și de drăcoși, oricum nu găsiți nimic, că n-avem locuri interzise. Uite ce avem decât reșeul. Reșeul era făcut într-un fierbător de la... Eu am explicat într-un vlog cum încălzeam fierbătoarele, îi scoteam, care un țâmburuș de la de gumă negru așa în cap, îi curățam ăla frumos cu un ac și după aia legam firile, îl încălzeam bine, îl întindeam. Era bună, sârbule, dar dă-mi să luăm cinzeaca, că am venit târziu de la muncă. Și aici închide ăștia magazinele. Luam noi ceva. Nu, no, mi-am făcut o cafea. Băi, frate. Face ei acolo, ei deja se plictisese de la ăia de acolo. Nu luase nici de la ăia niciun telefon. Toată lumea la cameră. Zice, Laure, zice, tu bagajul și mergem pe circă. Ce să facem pe circă? Ați nebunii la cap. Nu, bă, frate, ce, la circă mergem. Bine, hai pe circă. M-am pe circă la București, acolo, nu pot să zic circa. Nu e normal dacă ar fi să așa. Bun. Ne-a pe toți, frate. Pe mine și pe cei care am stat în cameră cu ei. Deci, ați înțeles? După 12 ani. Da, 12-13 ani aveam. Nu știu cât aveam executat atunci.
Cam așa aveam. 12-13 ani. Mă ia pe circ. Dai seama ce drag merea mie de circ, nu mai văzut circ atâția ani de zile. Bun, frate, și pe mine și pe ceilalți. Eu eram mutat acolo. Dar în momentul când ești interceptat acolo, la camera unde s-a făcut flancul, poți să fii și în altă pușcărie, în alt județ. Te ia și pe tine. Poate, poate spui ceva, poate, poate știi ceva, poate nu știu ce. Bun. Ne ia pe circă, ajungem pe circă. Noi tămbălău acolo, cal, frate, căldură mare. Ne-a băgat într-o într-o dubă de aia mică așa, cald acolo. 5-6 inși care eram noi, cald, cu bagaje, cu tot, cu televizoare după noi, cu tot bagajul, frate. Eu ce zic, băi, frate, lasă-mă să las televizorul aici la oamenii ăștia, că îi las pe ăștia fără televizor, bă, rămâne ăștia amărâți, vai de capul lor. Nu, bă, ți-ai televizorul cu tine, băi, n-auzi, băi, că îl spar, lasă dracu televizorul aici, bă, că n-are ăștia televizor, băi. Nu nimic. Că dacă nu mai vin apoi, bă, să dea Dumnezeu să mă liberez și să mă liberez cu televizorul după mine. În fine. Iau televizorul, iau tot bagajul și plec, frate. Te salut, te salut, Alberto. Te salută fratele tău. Bun. Ajungem la circă. Acum noi am luat foc cu ei acolo. Băi, frate, zic, haide, bă, scoate-ne dreacul din duba asta de aici. Băi, că mai așteptați, că ei nu știa cum să ne bage, unde să ne bage, cine să ne cerceteze, cine să ne ancheteze. Bun. Luăm, batem în ușa aia acolo. E cont fals? Dacă e cont fals, treaba lui. Lăsați-l în pace, că nu e, dacă nu vorbește urât, îl lăsăm în pace. Bogdane, Bogdan, uite că ai ajuns târtan, ca să ți-o spun pe românește, dar sunt femei pe aici, că spuneam eu cum stă treaba cu proțapul. Da? Mai bine că te-ai dus dracu. Uite că le-am brotit. În 22 le-am ghicit. Claudiu, te salutăm și noi, fratele nostru. Da-ți-i pe bot, mă, cum vine cu ștouri de-astea. Ia uzi, băi. Ia uite-l că a venit largul. Da-ți-i, mă, de tot de la morții, mă, zi, du-te, bă, dracu, la ora asta, pe duchile, dracu, a burit. Mihai, te salut, Mihai. Du-te, dracu, cu lupii tăi, cu tot, gheorlă, jegoasă ce ești și răpănoasă, du-ți-i pe ceafă, mă, ești pe măta, ce să ești, ești un fraier, și tu și brigada ta, că și voi ați vorbit de mine, ați vorbit de mine, v-ați făcut subiecte pe mine, uai, dohofi, rația ai, dracu, păpu, știu cu voi, Thailanda cu ei, să-i mănânce thailandejii, să pomenească, apomeniți de... Uite că te-ai dus, relule. Te-ai dus în pizda, mă, te-ști. Așa, ca să pomenești. Da-ți, mă, nu-i mai lăsați, nu-i mai lăsați. Cum scoate capul, da-ți. Lupii de la curățenii. Ți-ai dreacu să fiți de păduchioșii, dreacu. Băi, lindinoșii, trec, nu mai veniți, mă, pe aici, bă. Nu mai veniți pe aici, că n-avem nicio șansă să faceți nimic. Da, geaba ați dat voi și rapoarte și ce ați mai dat voi. Nu o faceți. Lupii, uite că stă în zonă. Andrei, te salut, frate. Lăsați-i, dracu, mă, nu mai pomeniți. Lasă-i, dracu, să stea acolo, cotez la ei.
Lupi e câini de pază. Nu știți ce e? Andrei, te salută fratele tău. Băi, cum e? Cum intră cu chef de harță? Dați-i direct pe bot. Dați-i, plezniți-i pe bot. Crăpați botul ei, mă. Era ei, ai dracu. Forța șacalii! Hai da. Păi da, așa e frumos. Da. Răpănoși, mă, frate, mă, ce să facem cu ei? S-a spart conducta cu fraieri. A început fraierii să curgă pe conductă. Da, așa. Băi, frate, luăm foc cu ei acolo la... Mai facem și catering, mai și povestim. A disperat grivei ăștia, mă. Nu mai știe ce să facă. Ce dracu să faceți, mă? O să vă ceți dracu pe copcă toți. Cu toată rasa voastră. Ce-ai dracu de ciocri, gari dracu. Luăm foc cu ei acolo, batem un dub aia. Dăm cu picioarele, cu ce dăm noi pe acolo, pe un dub aia. Scoate-le, mă, de aici, mă, murim de căt. Du-te, dracu, duceți-vă cu tare. Bun. Ei, frate, ne scoate. Ne repartizează ce o fi discutat ei acolo. La arma nu dă nebuni. A venit la al nostru. A venit aici la Caterică. Dar vine cum vorbesc astea proaste. Veniți, mă, subtil așa, veniți finuț așa, mă, că vă acceptă, mă. Dacă veniți așa în tandemuri de-astea, hai cu like-urile, mă, frate, mă. Băieții, cu membrii, mă, hai cu membrii. Să facă alte conturi, păi da. Băi, frate. Salut, băieții, Codrine, te salut, salut toți băieții de la Iași. Mersi, fratele meu. La noi așa e, numai cu mii și... Las, că le mai zic eu câte un așa. Tu iei în corp pe măsa să-i fudă cioflingari. Eu sunt cel care am protejat-o pe măta în gură. Frumos. Și tactul privea pe geam. Uite că te-ai dus, Anton Florin Vlog. Ia să-ți dau cu bila în bot. Să pomenești. Să pomenești, să mai zici altă dată. La Thailanda cu ei. În Thailanda, să le mănânce creierii acolo. Da, ți-ai dracu să fiți de cioflingarii, dracu. Nu știu dacă e Anton din Italia, dar să ducă dracu unde vrea el. Numai pe aici să nu mai dea. L-a luat special, a frumos. Băi, frate, ne repartizează. Așa e, doamna Maria, aveți dreptate. Dă-l, bă, dracu, de unde o fi, mă interesează de unde o fi. E un prost și atâta tot. Băi, frate, ne repartizează la câte un birou pe fiecare. Acum, era vorba acolo, eu nu mai fusesem în cameră, nu mai fusesem în cameră acolo. Eram mutat deja la altă cameră. Și îmi zice un domn anchetator de acolo, băi, băiatule, zice, uite care-i treaba, pixul și foaia e aici, vrei să declari, declar, nu vrei să declari, nu declari. Prezinam ce să declar, că eu nu mai mă aflam în camera respectivă, bă, ai stat aici la birou, nu ai fost cu noi la piață, poți să întreb pe oamenii care a fost. Caută-mi bârligături, dar nu le merge cu noi, decât tonfe în gură le dăm, atât. Hai cu like-urile, mă, băieții, băieții, hai cu like-urile, mă. Cu like-uri, cu membrii. Haide, mă, viața mea, șacalii. Nu jignesc, frate, dar mai te scoate. Te mai zi, du-te, mă, pizda, mă, de aici, ce vrei să-ți fac?
Da. Îmi dai o palmă, îmi dai 7, îmi dai 9, cât? Trebuie să-l impostești eu. Povestim, povestim, frate. Zice, uite foaia, uite pixul, poți să declari ce vrei, dacă vrei, dacă nu vrei, nu vrei. Da, mă, dracu, de unde vine? Vine de la izolare, de unde? Și pleacă la restrictivă. E bine că avem dușmani, când avem dușmani ne strigă numele. Ne strigă forța șacalii, forța șacalii. Brezii n-am ce să declar, că zic, pe mine nu m-au luat în cameră cu ăștia, iar eu nu știu de niciun flacul, nu știu cine a făcut, dacă a făcut. Mafioții. Mafioții, bă. Te salutăm și noi, fratele nostru. Mersi, doamna Mari, dă-le cu tonfa în gură să moară de ciudă. Mersi, te pup, te iubesc, doamna Mari. Doamna Mari, ești viața mea, doamna Mari. Te zic și eu, zic că l-am salutat și eu. Zic că l-aruncăm în piscină când vin. L-aruncăm în piscină, băi. Păi da. Vrezi, n-am ce să declar. Întreabă oamenii respectivi. E, pe mine m-a luat de la altă cameră. Iar eu cât am fost în camera aia, n-am văzut pe cineva să facă flanco, să facă ceva de genul ăsta. Nu cunosc situația, nu cunosc care. Bun. Bine, nu mai vă zic că acolo, cu anchetatorul ăla, să mai face lucruri de-astea, frate. Nu e nimic de ascuns, nu e sifoneală, nu e astea. O, că am rămas cu mesajele. Da, frate, ăsta e caracterul lor infect. Ăsta e caracterul lor infect. Să vie să înjure, să vie să vorbească urât. Scoate omul o sticlă de coniac de acolo și îmi pune un pahar de coniac. Bun. Băi, fă-i ceva la ăla, băi. Da, e, da, e, crede-i. Scoate omul o sticlă de coniac, îmi pune într-un păhărel acolo. Bine, mă, Laure, dacă nu vrei să declar, nu declar, nu ești obligat să declar, vrei, n-am ce să declar. Da, așa ca să îți dau o declarație de dragul ma ta, așa să nu zici că sunt băiat rău și că m-ați adus degeaba până aici. Ne cunoaștem cu mafioții? Aolo! Hai să-ți dau trei rânduri. În data de mă aflam la camera de, n-am văzut să facă cineva flancul de așa, lucruri de genul ăsta, n-am nicio cunoștință. Pe parcurs eu m-am mutat la o altă cameră, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Punct și clar. Bun. Le-a luat și lor declarație. Acu barză și a fapta. Barză cel care făcuse flancul. Și-a luat fapta. Era normal să-și ia fapta. Ce barză acolo? Vrei, nu mai luați declarații la nimeni, că lumea nu cunoaște. Eu sunt cel care am făcut. El oricum mai avea vreo 3-4 dosare pe rol să judeca cu ele. Bun. Ce a zis Naș aici? Da. Bun, frate. Acune, ea? Așa e, frate, datorită vouă este comunitatea frumoasă, datorită vouă care nu intrați în conflicte cu nimeni, datorită vouă care respectați pe toată lumea, inclusiv și eu, la fel, de-aia suntem o comunitate frumoasă și de-aia are lumea atâta invidie și atâta ură pe noi. Pentru că suntem niște oameni frumoși, niște oameni respectoși, niște oameni civilizați, niște oameni care ne vedem de treaba noastră și de-aia ceilalți au ură pe noi.
Așa, ca să-și vadă de treaba lui, lor. Voi sunteți cei care țineți tot respectul ăsta în picioare și toate lucrurile astea frumoase. Pentru că voi nu căutați ceartă, nu căutați balamuc cu nimeni. Și ăsta e un lucru cel mai bun. Te salut, Aline, Alin, Alin. Te salut și eu, fratele meu. Salut pe toată lumea, pe toți băieții, toate fetele care sunt la noi aici. Și cei noi care ați venit, abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul, și în continuare vă voi povesti numai povești adevărate și frumoase. Bun. Băi, frate, să termină cu ancheta. Așa e. Ne mută pe altă circă, tot în București. Bun. Ne-a dus, frate, să zic, bun. Ne-a dus pe la spital că oamenii, unii dintre băieții care ne luase, să mai vină fete, chemați fete, Nicote 77, te salută fratele tău cu tot dragul. Ne duce la, până să ne ducă pe alte circi, să ne cazeze pe alte circi, să ne teleporteze pe alte circi. Ne duce la spital pentru că 2-3 băieți dintre ăștia care ne luase să și drogau, frate. Acum ei s-a cerut la spital sau alt. Bă, zic, ați nebunit cu spitalul la ora asta, o să făcuse deja târziu, frate. Deci, 11 noapte. Băi, în loc să mergem dracu să ne punem să ne culcăm pe circ acolo. Ia uite, bă, ce am. Curaj, curaj, fetele, bine zice doamna Mari. Băi, frate, ne ducem la spital. Ne ia la spital acolo la întrebări pe toți. Tu te droghezi, tu te droghezi, tu. Eu, băi, nu mă droghez, bă, n-am nicio treabă. Jur pe viața mea, nu m-am drogat, nu mă droghez. N-am, bă, nicio treabă, mai ales cu heroină, cum făcea ea pe acolo. În fi. Termină cu ăștia, le dă acolo ce le dă, tramadoale, ce dracu le dă. Plecăm. Pe unii duce pe o altă circă, pe mine mă duce la o altă circă. Băi, frate, s-a făcut vreo 12 noapte, mă. Vorbesc cu oamenii respectivi care eram în mașină cu ei. Vorbim de ăștia cu grade. Băi, frate, zic, dați, bă, să sun și eu, băi, să anunț și eu familia, bă, să anunț și eu pe cineva. Da, zice. Cum să nu? Bun. Ia uite, bă, frate. Îl sun pe la 12 noapte. Îl sun pe Vălmi. De fapt, sună unul dintre oamenii respectivi. Băi, mă scuzați un pic. Sună unul dintre oamenii respectivi. Alo, cu tăriță? Îi zice lui Vălmi. Da, domn. Zice, ai un văr așa? Da, domn. Bun. Vrei să vii? Poți să vii mâine la el la vizită? Da. Băi, zic, dă vrei telefonul ăla în coasă. Dă-l pe speaker. Îmi dă omul telefonul, vorbesc și acum îi spun lui Vărmiu. Vedeți și voi. Pentru că erau anumite lucruri la penitenciar care nu se primeau, frate, la vizită. Nu aveai voie să primești, nu-ți dădea voie. Carne prăjită, mici, pește, mămăligă, nu-ți dădea voie să primești la vizită. Doar vidat.
Vasile Udrea, te salută fratele tău. Te respect și respect pe toată lumea, pe toți oamenii frumoși de la noi de aici. Dați cu like-urile, mă, hai cu like-urile, mă, viața mea. Vorbesc cu vorbe, băi, zic că... Băi, știu că e târziu acum, dar vezi ce faci, pe unde faci, cum faci, pe unde găsești, la ce oră, la ora asta, magazin, ce găsești tu. Și du-te, mă, frate, ia și tu mici, ia și tu pește, ia niște carne, prăjește niște carne și zic, pune-o, bă, pe Irina să facă o mămăligă, băi. Și vii la circa respectivă. Păi zice, aici te aduce, mă? Da, bă, zic, aici. Ce ce vorbim? Păi aici e la 3 pași de mine, mă. O, zic, ce bine e, bă, că nu mai bați atâta drum. Bun. Băi, s-a dus săracul pe la 12 noaptea, frate. Pe la 12 noaptea... Cumpără ce i-am zis. Bă, ia mici, ia carne, ia pește, ia... Că nu se primea, frate, de-astea. Mersi, Adrian Dumitru. Mersi la toată lumea, multă sănătate, frate. Multă sănătate la toată lumea și numai bine. Să duce, bă, săracul, după unde am umblat el, până pe cor, pe la ce dracu magazine o fi fost el, non-stop-uri, ce era atunci pe timpul ăla. Daniel, te salută fratele tău cu tot dragul. 1988, te salut fratele meu. Băi, frate. Și vine, săracul vine a doua zi la vizită. Vine cu soția lui, cu tot ce i-am zis eu. Cu pește, cu mici, cu carne prăjită, cu mămăligă. I-am zis, băi, pune pe Irina să fac o mămăligă de-aia mare, băi, că eu n-am mai mâncat mămăligă de 69. Dai seama că nu primeai, frate, la pușcărie, n-aveai mălai, n-aveai, că dacă era, făceam noi, mai ne-am descurcat așa, dar în diferite pușcării și... O, Tofan Mondialu, tot respectul, Tofane, te pupă, frate, uite-l pe Nașu, Nașa, Nașa, uite-l pe Nașu Tofan, a venit Nașu Tofan, a venit în forță. Ajung la circă, frate. Discuția asta o fac pe drum până să ajungem la circa de poliție. Ajungem la circa de poliție. Ofițer ce era pe acolo. Niște graburi. Vă dați seama, dacă eu aveam vreo 12-13 ani, aveam executați. Câta de saga de rapoarte aveam eu și de dosar. Băi, frate, atâta dosarul aveam. Da, ofițerul ăla zice... Băi, Laure, zice, dar l-ai pe dosar, mă? Băi, zic, fii atent că în cutie aia mare, că îl ținea într-o cutie de aia mare, așa, dosarul. Băi, zic, în cutia și avea etichetă pe el, dosarul meu, Mare Mihai, așa mai departe. Zic, nu e, bă, doar al meu acolo. Eu, Caterin, că îți dai seama, eram un pic obosit, dar, na, la circ. Zic, e la toată cursa care ne-a adus, bă. Că zic, mai e niște băieți care i-a adus pe altă circă și zic, e și dosarul lui Oian Cutia. Păi cum, bă, că scrie decât numele tău aici? Păi ce vrei să scrie, bă, după 12 ani, 13 ani de pușcărie, neulule? Să scrie numele tău? A început și să râd acolo. Hai, doamne, ia-ți bagajul, pune-ți bagajul, băi, zi, lasă-l dracu de bagaj. Zic că mi-au... Hai să bag mâna în geantă. Păi știam eu cum mi le-am pus acolo. Zic să bag mâna în geantă. Să-mi iau câteva pachete de țigări, să-mi iau o pungă de cafea. Zic, facem cafea aici. Facem, mă, las că facem noi. Zice un găboraș de ăla. Bine, bă. Lasă-mă că mi-au eu și facem aici. Că avea aragaz acolo, avea la circă, te scotea ziua. Ziua te scotea din cameră și te duceai, îți pregăteai mâncare, îți pregăteai.
Bun. M-a băgat în cameră, frate, cu unii pricopsiți tare. Bă, da, pricopsiți, nu așa. Pricopsiți. Ea vorbea frumos, era cu ștourile lor acolo, ei, cu ce fapte avea ei. Ea avea fapte grele, frate. Era vorba de milioane de... 200 de mii de euro. Milioane de euro. Cu ce te-a arătat Flăcău? Eu ce zic acum? Hai, noroc, băieți, când am intrat în cameră, nu știam eu ștourile mele. Hai, noroc, băieți, ce face să uita la televizorii? Că era televizor acolo, în cameră. O, noroc, frate, cu ce te-a arestat? Băi, zic, am furat o trotinetă, mă, dracu. Cum, domnule? Da, mă, zic, am luat o trotinetă, am găsit-o pe stradă și am furat o trotinetă și m-a arestat ăștia. Și zic, am vândut-o la unul cu 50 de lei, nu știu ce dracu i-am zis. La mișto i-am zis. Cum, domnule, ai furat trotinetă? S-a uitat ei așa la mine, m-a văzut ei îmbrăcat, m-a văzut ei curat așa. Hai, domnule, faci... Bravo, mă, ciudate! E al nostru, băi, e al nostru! E al nostru, nimeni altul. E vechi aici, e și moderator. Domnule, ce vorbesc serios, domnule. Vă știți, bă, vă știți? Nu fac, domnule, nicio caterincă, zic, uite așa, uite așa, de foame, de sete, de alea. M-a pus dracu, am luat o trotinetă și am vândut-o la unul cu 50 de lei. Ce dracu am zis eu acolo și asta e, m-a prins. Aoleu, domnule, zice. Păi și sunt arestat, mâine mă scoate la anchetă cu noaptea în cap și o să dau cu susținut. Să tot uita ei așa. În fine, mă pun, îmi fac un duș acolo, că era baie în cameră. Era baie, era duș. Bun. Mă pun în pat, stăteam în pat așa. Mi-a prins țigare. Bă, băieți, pot să fumez și eu, să aprind și eu o țigară aici sau mă dau mai la geam așa? Nu, domnule, ce pot să fumez așa ei? În gândul meu, fii rățeai, n-ai vis să fii de guviți. Doamna Mari, te pup, doamna Mari. Membrița, șacalița, ia uite-o, te sărut, doamna Mari. Băi, frate, ei tot erau mirați așa de ce ziceam. Băi, frate, și cum e programul de aer pe aici? Întrebam eu așa. A, păi avem aerul de la nu știu cât, la nu știu cât, cu tare, bă. Eu în pat acolo, fumam. Am zis, am cerut voie. Băi, pot să fumez și eu la geam, dacă e, nu vă supărați, că sunt și eu fumător. Ce-a făcut Alin, doamnă? Radule, ce vrei să zici, mă, Radule, mă? Nu miroase, nu ne miroase noua bine cu tine, mă. Ce mai stau cu ei de vorbă acolo? Serviabil oameni. Uite, domne, cafea, uite țigări, uite trabucuri, fuma unul trabucuri. Băi, zic, ia dați-mă și eu un trabuc de ăla să pufu și eu, dacă tot sunteți pe capital. Sunteți pe capital, sunteți grei voi. Păi, bine, zic, m-au arestat fără bagaj, uite. Cu astea trei pachete de țigări și o pungă de cafea. Mai stau ce mai stau cu ei de vorbă. Mă, frate. M-am trezit dimineața când mă trezește Gabor. Domnul Marin, ia uite Gaborul, ce băiat civilizat era. Zice, haide că aveți vizită. Aoleu, cine a venit, domnule, anchetatorul, eu...
Era trei acolo cu cafele. Eu dormeam, nu aveam nicio treabă. Hai, domne, că mă îmbrac și eu și vin. Bați-mi ușe când sunteți gata, băteți-mi ușe și... Și vă spun la vizită. Bine, domnule. Pa, mă spăl, mă spăl pe față, mă îmbrac, bat în ușă, vine Gabu. Când mă duc la vizită, vărmiu săracul, nu fusese el pe drumul. Tavi, te salută fratele tău, te salut cu tot dragul. Băieții, haide-mă viața mea la membrii, mă. Hai la membrii, mă, viața mea, mă. Ies la vizită, vărmiu acolo, cu nevastă. Stau de vorbă cu el acolo, discut cu el, cu nevasta. Băi, mi-ai adus, mă, ce ți-am zis? Da, bă, ți-am adus, uite, aici, pește, uite, ce v-am zis eu, mămăligă. Mie mi-era focul meu de mămăligă, frate. E de râs asta, poate să-l dă oricine, frate. Mă interesează pe mine. Mămăligă, 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 toată lumea. Băi, toți am mâncat mămăligă când eram mici. Mâncați și voi mămăligă cu marmeladă când erați mici? Mâncați! Păi, de-aia v-ați făcut mare așa. Și acal, voi nici puternici. Eu, mă, au ciocane ce aveți. Stau cu el de vorbă acolo. Ce zic? Bă, ai telefon la tine, bă? Da, bă. Dă-mă telefonul. Băi, frate, nu mai mi-aduc aminte că era gaburul la ușă acolo, cum noi eram într-o cameră acolo. Mulțumim, mulțumim, doamna Mari. Mulțumim. Păi da, normal că e mai curată ca... Da, vă ziceam telefon. Nu mai mi-aduc aminte acum, frate, dacă am făcut noi poze acolo. Dar Gaborul ce zice? Băi, la ore, zice. Băi, zic, mă, lași, mă, să iau și eu telefonul ăsta. Băi, zice, băi, să nu faci belea, să nu faci alea aici. Eu făceam mai mult catering acum. Lasă, nu, să iau telefonul ăsta, mă. Băi, Laurin, faci belea. Salut, salut, Gabriele, acum te văd. Te-am văzut acum. Vine mesajele prea repede, fratele meu. Te salut cu respect și eu pe tine. De la Buzău, salut toți băieții de la Buzău. Bine ai venit, fratele meu. Fratele nostru, șacalul nostru, Gabriel. Hai cu membrii, mă, viața mea, mă, și cu like-urile, mă. Dați-vă cu like-urile, mă. Stau cu vorbe de vorbă acolo. O grămadă asta la vizită. Acum, na, mi s-a făcut un pic rușine, așa, gata, vă zic, hai că stă și omul după noi, că eu am simțit că a trecut să expirase vizita, da? El tot mai stătea. Ce a zis? A văzut el dita mai dosarul ce-o fi. Ăsta-i puș la mama dracu. Face ăsta un bahaus pe aici. Haide, mă, viața mea, cu like-urile, mă! Și noi te salutăm, Răzvan Valentin, te salut cu tot respectul. Te salut, șacalul nostru Valentin, Răzvan, te salut, bine ai venit! Auzi, tofan, băi, 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 până n-aruncă el una, nu se lasă, bă. Păi da, păi nu știam eu ce să aduc. Nu se primea, frate, astea, nu se primea la vizită, nu se primea la vizită și de-aia am cerut lucruri de astea. Că v-am zis, o zi în urmă, el fusese la mine la vizită, cu chiu, cu vai, mi-a dat pachetul și mi-a adus săracul o grămadă nebunie acolo, care... Astea le luam și de la magazinul unității. Păi da, așa e normal, frate, să fie caterincă, să fim frumos, să fim respectuoși, să râdem toată lumea, să glumim unul cu altul. Frumos, subtil, finuț, așa, să nu sărim calul. Bun. Mă duc la cameră.
Terminăm cu vizita. Bine, mă, vărule, zic, hai, salut, hai. Îl băzeam pe vorbă de dracilor. Și acum îl băzi, că l-am adus cu mine aici. Să afle și cei noi. Îl băzei de îl nebunesc. L-am adus cu mine la muncă aici, muncim aici, în brigadă. Suntem echipă de șacal muncitori aici. Ce ați făcut, mă, frate, acolo cu aia? Ce băltâcă e acolo? A, mașina de spălat, băi. A găsit o năbă de aia și pe mașina de spălat. Zic la toată lumea să știe câte buzi. Băi, frate, intru la cameră cu pachetul. Acum îmi spune oameni, băi, frate, uite, zice, avem 3-5 frigidere aici. Îți bagi alea la frigider, băi, zic, stai să ajung și eu la cameră să-mi pregătesc și eu alea acolo cum trebuie. Curcubeul? Ia uite-l pe curcubeul. Cum îl cheamă povărul? Marian îl cheamă frățiorul meu. Pal, Nicu Pal, Marian îl cheamă. Marian, mă, Marinică, mă. Marinică cel drăguț, mă. A, în real ai schimbat, foarte bine. Păi, n-aveu, frate, nu sunt eu firmă. Eu lucrez și eu la firmă, nu sunt firmă. Nu știu, să întreb. Să întreb frățiorul meu. Dacă este... Băi, dacă e meseriaș, bun, dacă se pricepe mai mult pe faianță, pe gresie, vorbesc serios. Dacă e meseriaș pe gresie și pe faianță, îl aduc cu siguranță. Vărul Bucuclaș, auzi al dracu, vărul Bucuclaș. Da, frățiorul meu, dacă știe cu gresia și cu faianța, îl aduc siguranță. Chiar are nevoie de așa ceva aici. Băi, frate, intru în cameră, pregătesc și eu alea acolo, le sortez, le pui așa, pun mămăliga pe masă, pun alea acolo. Băi, băieți, haide-mă cu toată lumea, treceți aici și hai să mâncăm. Băi, când a văzut, era bogătan, bă, frate, băi. Era ca mine arestat să 12, ce drept, și să combina pe 3 cartoane de țigări. Era grei, oameni. Când a văzut aia, mămăligă, domne. Da, domne, mămăligă, luați și mâncați, uitați, brânză, uitați, carne, uitați, pește, uitați, de toate aici. Luați și mâncați. Băi, frate, mă uitam la ei săraci, mânca. Nu că n-aveau oamenii, frate, că oamenii erau grei, bă, pe bune spun, oamenii chiar erau grei, nu era așa... Bun, ce să zic, frate, Radule, ce să zic, asta e acum. Haide, mă, în forță, mă, dați cu like-urile, mă, dați cu like-urile, mă, și cu membri, mă, băieții, hai, cu membri, mă. Ia oamenii mănâncă acolo, bă, zic, lua suc, apă, ce mi-a adus vorme acolo, lua suc, avea ei. Nu știam după ce a mâncat ei și alea, bă, mâncați cât puteți voi, bă, dacă puteți să mâncați tot, tot mâncat. Ce se face că a adus la 30 de carne, 30 de pește, 30 de mici? Îmi zice săracul la vizită. Băi, băi, zice, toată noaptea, băi, că ai sunat și târziu la 12 noaptea, bă, frate, băi. Băi, ce toată noaptea, bă, am căutat pe la benzinării, pe la magazine non-stop-uri de alea, pe unde a fost. Bă, bine că ai găsit ce trebuia, că... Asta e, băi, zice, oricum veneam, indiferent care era, veneam și vineam a doua zi și ți-aduceam toate alea, că erau toate magazinele deschise, tot. Bun, bine, bă, las. Când mai vin? Băi, nu mai știu cât mă ține aici. Bă, m-a ținut vreo 5 zile acolo pe circă. După astea 5 zile, în astea 5 zile cât a stat, 5 sau 6 zile, cam așa am stat.
Da, bune, ea pe acolo, vă dați seama, frate, când m-a văzut cu atâția ani executați, când a aflat și ea din cameră cât am executat și a pus mâinile în cap. Domnule, dar cum ai făcut atâția ani? Cu grijă și cu răbdare. Ce să le zic? Trebuia să-i facă, frate, putea să nu-i fac. Putea să-i dau la cineva, mi-l lua altcineva. Haide, mă, viața mea, băieții, hai cu membrii, mă, șacalii, șacalii cei noi. Abonați-vă la canalul meu de YouTube, Lau Șacalul. Băi, frate, dați-mi, bă, și mie distribuire de aia, dați-mi și mie de aia, mă, la TikTok, mă, mi-am făcut TikTok. Lau Șacalul 47. Dați-mi și mie urmărire de aia să fac și 1000 de in, să intrăm acolo. Să guiță mie duțele, mă, să le ciufulim, să le zbârlim. Deci nu uitați, băieții care sunteți aici, dați-mi și mie urmărire pe TikTok, Laur Șacalul 47. Mai arăceala, voi, frate, voi. Pe bune, de nu mai arăceala. Uite, a pus nașa aici, Laur Șacalul 47 la TikTok. TikTok trebuia să scrii nașa. TikTok căreală, TikTok căreală. O, doamna Mari, Laur 47, TikTok căreală, TikTok cărosul. Păi, frate, mă scotea gaburea. Am dus porul la frigider, mi-am băgat alea frumos într-un frigider acolo. Le închidea cu lacă de la. Uite, frate, cheia aici, a zis. Oamenii, uite, aragaz. E crătiți aici, era lor, de acolo, de la circ. Îți încălzești, îți faci mâncare, îți faci sosul și îți faci ciorbe, ce vrei tu. Lasă-mă, frate, că vedem noi de ciorbe și de blături, de-astea sunt eu sătul peste cap. Bine că a adus ăsta carne, pește și cu vin. Vorba de unde vin, mă, era bun și un pahar de vin, dar domnul să ne lăsa acolo. Acu gaburea mă scotea toată ziua la aer. Cine vinde cont de TikTok? Opa! Bun, bine că mi-ai zis. Stai că ne combinăm. Stai că ne combinăm cu el. Mi-l dai să-l verific și după aia facem plata. Ei, nu mai face și noi măgării? Tap-tapuri, dați cu legitimațiile, dați cu legitimațiile, mă, viața mea. Băi, frate, mă scotea, bă, oamenii săraci la aer în continuu, în continuu. Ba, stăteam pe la curtea de aer, ba, mă băgam pe bucătăria, pe acolo, mai vorbeam cu câte un băiețaș pe acolo. Mi se făcea somnă la un moment dat, că eu la pușcărie aveam alt program, făceam sport, dormeam, bale. Merea și rușine așa să, bă, haide mă, bagă-mă la cameră. Că mai mințeam și eu câteodată, bagă-mă bă, la cameră, mi s-a făcut foame. Mi s-a făcut sete. Păi, te, domnule, ia-ți, fă ceva de mâncare și vii înapoi aici, la baie și stăm de vorbă. Aoleu, gândul meu, ce dracu, mă, băi, eu fac ție pedeapsa ușoară. Păi da. Lasă-l, așa că la stâmpă eu de TikTok. Păi da. Ei au TikTok-ul, eu dau un japcă cu el, o dau un ștour cu el. A, frumos zice nașa. După astea 5-6 zile, frate, mă pune la penitenciar, plec la penitenciar, mă întorc înapoi în aceeași cameră unde am fost acolo, cu tot bagajul după mine, cu toată nebuneala, cu... M-am ofticat așa că nu m-a lăsat atunci să las televizorul în cameră la băieții aia. Asta săracii o săptămână fără televizor. Dar eu n-am stat vreo 2 luni de zile că n-aveam televizor la Giurgiu și la Giurgiu nu-ți dă. Și tot vorbea a venit la Giurgiu. Deci asta s-a încheiat, frate, cu ancheta, cu aia n-am avut nicio treabă. Au văzut oamenii acolo că nu am fost cu flancul, n-am făcut flancul, dar fiind în aceeași cameră, era normal să mă ia și pe mine la o declarație să vadă cum și ce fel care e treaba și cine a făcut, dacă a făcut, cum s-a făcut și așa mai departe. Băi, dați-i lui Lucian, dați-i lui Lucian șchiopul, du-te șchiopule că ai venit într-un picior, du-te futu-ți gura mătii să-ți fudă nesimțitul dracu la ora asta. Fire al dracu să fii de jupuitul dracu. Du-te în Thailanda să te pomenească thailandezii când te-o pune pe rotisor.
Așa, să-ți mănânce coastile, să ți le ronțe, ți le bagă aia cu spanac, cu toate nebunelii. Băi, frate, băi, dar... Dați-i pe ceafă, dați-i, a venit Lucian să o vadă pe măsa când... Nu te dracu de aici de nesimți, nu mă face să vorbesc aiurea. Pleacă să nu te vedem. Pieile la ruși, la ruși pieile, la ruși. Băi, frate, mă scuzați un pic, dați un pic, băi. Gata, m-am revenit. Auta șacalo. Generică. Cristian oficial. Te salutăm. Ajung, frate, acolo. Vorbesc cu băieții în cameră. Bine ai venit, Cristiane. Mă, cam ia răceala, băi, frate, băi. Te salutăm, Cristian. I-am dat-o, băi. Băi, zi, bă, îmi pare rău că nu m-a lăsat să vă las televizorul. Da, zic, asta e. Eu am mai stat pe la Giurgiu pe acolo vreo două luni de zile, tot așa, fără televizor. Și a venit vorbeul ăsta cu unui de-al meu și mi-a adus un televizor. Tot discutam cu ei, tot alea. Și zic, băi, frate, mi s-a arăs televizorul. Și zic, mai am un televizor pe acasă, dar să vedem pe cine pun să mi-l aducă. Acum vorbim ăsta cu unchiul, ce zice unchiul? Băi, zice, am eu, mă, un televizor, mă. Lasă-mă că venim noi la tine și ți-l aducem pe ăla. Băi, mi-au ceas voi televizor? Da, mă. O, zic, păi e bine, mă, atunci, mă. Dar abia l-aștept. Gabriel? Nu știu, frate, nimic. Vorbesc serios, nu știu nimic. Despre ce crimă vorbești? N-am idei. Când s-a întâmplat asta? De mult? Când crimele alea am văzut eu din Călăraș și eu mai știu cu Burta, cu Macu, cu... Cine a făcut crime, cine a făcut asta? Băi, frate, hai să vă fac o povestire așa frumoasă. Fac, frate, îți dai seama că doar am ieșit din duș, am două ore cât am. O să fac bicarbonat? Păi de unde Dumnezeu să iau bicarbonat? Păi și de unde iau bicarbonat la ora asta, frate? Mâine, dacă e. A, tu spui de aia, de la așa, de acolo. Unde, frate, aia cu Felix, cu toți aia, cu Budrigan sau cu de ce zici? A, nu știu. Aia în curtea spitalului, nu știu, frate. Mâine, frate, mâine când o deschide, mă duc și eu. O să fac așa. Ba, da, scap eu repede de aia. Mai bine iau o sticlă de whisky. Nu-i mai bine să iau o sticlă de whisky. A? Că aici îl dă gratis. Îl dă gratis, mă, frate. Că așa se dă în Irlanda. Pentru cei noi veniți, timp de o lună de zile, le dă câte o sticlă de whisky. Pă, țuică fiartă, dă un să luăm. Trebuie să facem. Facem, băgăm țuica la cazan. Unde? De unde luăm fructe la ora asta? Așa. Băi, frate, haide-mă să vă fac o poveste cu un fost prieten al meu. O înțelegeți voi. Băi, o înțelegeți voi. Nu fac nicio aroganță, nu fac niciun ștou, nu fac niciun mișto, zău, dacă nu spun real. Eu, Cosmin și fostul
fostul prieten. Hai să vă zic, să vă zic începutul așa, mă. Eu îi zic lui fostul prieten, băi frate, fă-mă și mie YouTube de la pagina de aia de YouTube. Zice, și dacă ai palincă, îți dai seama că o beam fără piper. Păi dar o să găsesc, frate, găsesc vodcă. Ce să găsesc? Blanca Rusu. Ia să vedem Blanca Rusu. Ce? Bianca. Bianca, am zis Blanca. Bianca, mă scuzi. Bine ai venit la noi în brigada de șacali. Dacă ai venit cu gânduri bune, nu să știi. Dai seama, frate, bag și de-aia, bag și de-aia. Zice, ții-mi o rețetă concretă și gata. Cel mai bine o sticlă de whisky. Zic eu, alegerea mea. Băi, frate. Nu o vodcă cu piper. Crudă, mă, fratele. Urmărim ca să nu fim urmăriți. Bine zice așa. Păi da, să fim cu ochii pe Blanca, pe Bianca. Noi, frate, abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul. Și dați-mi și mie urmărire pe TikTok, Laur Șacalul 47. Nu o speriem, nu o speriem, o lăsăm ușor, Raul, o lăsăm ușor. Să rămâie la noi aici, să se împrietenească cu fetele de la noi. Să vadă ce comunitate frumoasă suntem. Băi, frate. Zic, băi, frate, fă-mă și mie o pagină de YouTube. A, domne, ce faci tu YouTube, faci tu nu știu ce. Fă-mă, dracu, fac și eu YouTube. Mie tot îmi spunea Vărmiu de mult. Băi, fă-ți, bă, YouTube, bă, du-te, bă, cu YouTube-ul tău, cu astea. Nu mi-ardea mie atunci de YouTube, de YouTube-ul de astea. Bine zice și Dinamo. Poate nu e, păi eu de ce am zis, Blanca, dacă ai venit cu gânduri bune, stai pe aici, dacă nu, vezi că te ciufulim. Vino pe TikTok. Vino pe TikTok. Băi, frate, îmi face o pagină de TikTok, de YouTube, mă scuzați, de YouTube. Uite, mă, așa, uite, așa. Nu mă pricepeam, că nici acum nu prea mă pricep bine. Gabi, Gabi, bine ai venit, fratele nostru. Bine ai venit. Bine ai venit. Lasă-l pe Cosmin. Băi, frate, îmi face o pagină de YouTube. El, în timp ce făcea la telefon acolo, mă trezesc, frate, că pune telefonul așa, sucește telefonul spre mine și zice, hai bă, zi aici 7 vorbe. Nu, e frate, că noi facem catering, că n-avem noi probleme. YouTube-ul rămâne aici la seriozitate, la noi aici. A, acolo la TikTok ale decât catering, așa. Guiță-mi eduțele. Bă, frate. Întoarce telefonul spre mine așa. Hai mă, zic ceva la ăștia aici. Unde mă să zic? Zic mă la oamenii aici să te vadă oameni. Bună seara, cu tare, îți dai seama, m-a luat pe surprindere. Bună seara, sunt Blau Șacalul, abonați-vă la YouTube-ul meu. Cam atât. Vreo 12 secunde. Bă, frate. Zic că ăsta e YouTube-ul. Da, bă, ce ăsta e YouTube. Zice, faci vreo 2 live-uri și le lași așa vreo 3 luni de zile, 4 luni de zile. Cum mă fac 2 live-uri și le las 4 luni de zile așa? Da, bă, ca să te mai învechești, bă, să te vadă lume. Bine, mă, mă bufnește râsul pe mine acum. Nu văzusem că mă luase așa la ștou un pic. Bă, zic, ce dracu, mă, brâz de mine, mă, dracu cu ăla. Ori îl faci, ori nu îl faci. Păi n-ai făcut, frate, video.
Da. Te-ai dat în primire, Mariani. A fost, da, m-a rugat de mult nașa, de mult mă rugat. Dar eu nu făceam, că ba plecam, ba eram plecat, ba, na, ce să fac. Băi, frate, ce ai zis lui Cosmin a doua zi? Băi, Cosmine, băi, ia uite, bă, ce... Forță, vărul, vărul, forță și doxă, doxos, creieros. Creieros? El băzit de alea, draci, ce nu știu acum, păi de ce l-am adus aici? Păi el l-am adus pentru muncă, el l-am adus să pui astea pe aici, pe YouTube ăsta, să așeze lucrurile cum trebuie. E, ce-i fac eu? Păi da, și pe TikTok și pe alea. Da, cu a zis că are TikTok cu 10.000. El a fost șacalul cel mic. O să facem, frate, și despre vedetele astea care au fost, legendele astea care au fost în trecut. O să facem. O să facem. La Coco, la bar, acolo. An de zile în urmă. An de zile în urmă. Hai să zicem poveste. Băi, Cosmine, zic, uite, mă, ce-a făcut ăsta, mă. Mi-a făcut ăla, am YouTube acum. Ce YouTube? Ia uite-te, mă, fratele. Nu profit de el. El e forța mea, cum s-ar spune. El e ajutorul meu. Profit de el. Dacă profiteam de el, era altfel. Să uită, Cosmin, mă, ce dracu, mă, băi. Nu mai știu dacă e live-ul ăla aici. Bă, 12-14 secunde avea ăla. Hai să facem noi câteva clipuri. Am corbocăit noi pe acolo, mai pe bușbuite, mai pe nu știu ce. L-am șters. Păi da, ce ăla era vlog de 12 secunde, ce dracu era ăla. Corbocăi noi pe bușbuite pe acolo, dăm de toate chițibușurile, ușor, ușor, așa. Mai întrebam și noi lumea. No? Păi frate, cum facem și noi aia? Cum facem aia? Faceți așa, faceți așa. Aveam și noi pe al nostru care ne învăța acolo. Pe ai noștri. Murea de oftic. Băi, zice... Băi, zice, e greu, bă. Da. Da, frate, așa e. Ce zice prietenul ăsta al meu într-o zi? Băi, zice, e greu, bă, cu YouTube-ul ăsta, băi. Băi, e greu, băi, nu e așa cum crezi tu, băi. Că n-ai laptop. Dă-l, bă, dracu, de laptop, că zic, mă duc diseară și meu. Hop, când aud el, belește niște ochi. Băi, frate, belește niște ochi. Păi de unde e tu laptopul? Lasă-l că o să-l cumpăr laptopul. Păi, dar duse și mie cineva laptopul, frate. Băi, când a mers și el cu mine și cu Cosmin. Ce, doamna Mari, ce a zis? Că nu înțeleg. Se face că nu vede. Mersi. Ce am făcut? Pe ștergere, Marian. Ce face, nu? Cu Duba, lasă-l dracu cu Duba, că zice și cu Duba. A, zâmbit mari. Lasă zâmbească, aici toată lumea trebuie să zâmbească, trebuie să glumească, trebuie să facă caterincă. Voi între voi, frumos, așa, cum se face, omenește. Nu mai zice, băi, frate, băi, ho. Da, mă, frate. Haide, mă, să mergem să luăm laptop. Băi, mergi, băi, și tu cu noi? Haide, bă, că merg. Pac, m-am dus și eu, mi-am luat laptopul din treaba mea, din locul meu, de unde trebuia să-l iau. Cosmin rămâne cu el. Cosmin rămâne. Nu m-am prins. Cosmin rămâne cu el.
Te salut, Montana Vlog, te salut, fratele meu, te salut cu tot dragul, cu tot respect. Cosmin rămâne cu el, eu mă duc, iau laptopul. În fine, eu am mai stat de vorbă acolo cu persoana respectivă. Ăla a fost un prieten, ce zice? Băi, hai să luăm pe ăla, bă, că stă cam mult acolo, bă, ce se întâmplă cu el? Hai să luăm, să mergem acasă. Haide, vine ăștia, băi, unde ești? Uite aici, dau locația, îi explic lui Cosmin, știa Cosmin unde, la locația unde era. Bun. Ne suim mașină și plecăm acasă. Ajungând acasă, ce zice el? Haide, bă, sus cu laptopul. Bă, zic, nu merg sus, că mă duc la Cosmin, că zic, tu nu ai wifi, bă. A, da, bă, zice, așa e, băi, n-am wifi, băi. Bine, bă. Plec cu Cosmin. Ne duce, facem noi câteva vloguri de alea, alea de la început. Le punem acolo. La toată familia lui, frate, la toată familia, la toată lumea. Salutăm și numai bine, multă sănătate. A dat dracii peste el când a văzut că nu m-am dus cu laptopul acasă. O, ce-o fi să ai, dracu, s-a încăitat ăștia doi. La câteva zile, ce zice el? Băi, zice, nu o să faci, bă, nimic cu YouTube-ul, bă, că n-ai card. Bă, zic, lasă-mă că am card, că îmi dă cineva un card și îl pun acolo la laptop. Foaolo, a dat dracii peste el, frate, când a auzit. Bă, zice, e greu cu monitorizarea, băi. Cu toate alea, cu nu știu ce. Mi-a arătat el mie un vlog unde făcuse el trei ștouri pe acolo. Uite, bă, că nu merge, că cu tare. Bine. Lasă-l, bă, dracu, dacă nu merge ăla, poate merge ăsta care îl face. Eu la muncă cu Cosmin. Mă duceam la muncă, Cosmin ce zice într-o zi? Am tras noi un pic mai tare acolo. Bă, zic, hai, mă, să te nou un pic mai repede. Și Cosmin ce zice? Mergem la o piscină, băi. Bun, bun. Gata. Noi pe la 11-12 eram la piscină. Am făcut două clipuri de alea, ce dracu am făcut, le-am băgat pe TikTok pe acolo. Băi, frate, când a văzut el că am fost la piscină la ora 11-12, a dat dracii peste el, m-a sunat direct. Băi, unde sunteți, băi? Băi, zic că am fost la muncă, am venit la piscină, facem câte o baie și după aia plecăm la muncă iar. Băi, zice, tu ești puș la maua, dracu. Păi ce vrei, mă, dracu, să fac cu tine, că tu, zic, dormi ziua și stai noapte. Ca buvnițile alea. Nu e normal să te distrezi ziua. Acu, el când mergea cu noi, noi luam cu duba, frate. Cu duba de muncă, al lui Cosmin. Hai, eu sus în dubă, hai să mergem. În gândul lui ce-o fi zis? Dubă, am avut parte și în trecut, dubă am și în libertate. Dracu știe ce-i trecea lui până cap. Băi, frate, într-o zi, n-aveam bani eu cu Cosmin, n-aveam așa, aveam și noi, eu am avut vreo 20-30 de euro acolo. Ei, de râs asta, frate. Ne-am luat noi câte o bocadin, eu de la, câte o cafea, un suc, s-a adus bani. Hai cu membrii, zice în așa. Frumos! Cosmin ce zice? Băi, lăptucă, cum eu fi zis Cosmin acolo. Dă-mă și mie 150 de euro împrumut, că îmi trebuie neapărat. Da, frate, îți dau. Pac, chiar dat. Ia Cosmin banii de la el, 150 de euro. Dorin Claudiu Ion, te salut, fratele meu, forța șacalii, bine ai zis, sloganul nostru, forța șacalii. Ia Cosmin banii de la el 150 de euro și mi-i dă mie. Ia-i bă la o recrutare. Acolo unde eram noi, la terasa respectivă unde eram, mai jucam table cu unul, frate. Table. Toată lumea știe table. Am jucat table pe lovele cu persoana respectivă.
Ei pleacă amândoi să-și bage ăla wifi. Ei a plecat amândoi, că ăla făcuse cerere de aia, făcuse programare de aia, făcuse abonament de la să-și bage wifi. Ce o fi zis? Hai că vine ăsta cu laptopul, ia aflu eu parolele, ia aflu eu toate alea, e laptopul pe mâna mea și îl pun bine pe YouTube. Eu eram prost, mă, cum credea el că dormea. El a dormit în ghete toată viața lui. În fin, nu spun că au arogață, frate. Sau la mișto. Septembrie, te salută fratele tău. Te salut, Marius. Te salut, fratele meu. Salut toți băieții frumoși și respectoși. Dă Cosmina ia 150 de euro, pac, mă pun cu ăla la table, ei pleacă să bage wifi de ăla. Nici bine n-ajungește. Ce a durat, mă, frate, vreo 20 de minute? Poc, țac, l-am plesnit pe ăla de vreo 500-600 de euro la table. Hai, mă, cum vei ce mai jos, ce mai alea. Nu mă dai eu că sunt jucători, dar sunt de drum lung la table, frate. Nu mai aveau la ce să joci. Hai, să rămână, te-am salutat și am și plecat. La revedere. Zic, ia, uite, acum 20 de minute eram amărât și acum 500 în buzunar. Dorin, Claudiu, hai cu berile, băi. Hai cu șacalii, cu membrii, băi. Aude el. 1 octombrie. Ia uite Tofan. Tofan, băi, până n-aruncă el o torpilă, nu se lasă, băi. Ești de belea, Tofane, de Tofanei, dacă nu ești forță. Când aude el că am luat vreo 5-600 de euro, fă, mă, haide, bă, gata, ce să mai, n-am mai băgat wifi, n-am mai băgat nimic. Haide, bă, că a câștigat ăla. Băi, frate, zic, hai, bă, să mergem acum, îi dăm banii 150 de euro, îi dau lui Cosmin, îi dă banii lui Lăptucă. Și zic, hai, bă, să mergem să vă cinstesc, băi. Ne-am dus noi, am luat câte o friptură, am luat câte o bere, ne-am luat câte un pachet de țigări. Mâncăm, bem câte o bere și plecăm. Acu, el s-a aștepta tot așa, cu laptopul, cu alea, cu... Bă, zic, nu vezi, mă, tu laptopul niciodată în mâna ta, ce dracu. Mihai Avram. Te salut, fratele meu, te salutăm și noi. Da, Tofan e caterincă mare, frate. Băi, frate, plecăm. Eu cu Cosmin tot așa am plecat, am făcut tot așa un vlog până în altă parte. Mirea Florin, te salut, fratele meu, cu tot respectul, cu tot dragul. El sună. Băi, ce dracu, vă zice, mi-ați dat ca la fraier o friptură și o bere și ați plecat iar de nebun, bă. Băi, vă, varde, nu mai dă plin, ba, nu mai dă. Păi ce vrei, bă, să facem, să ne închidem în casă? N-a stat, bă, dracu, arestat. Toată viața mea, mă. Stau acum libertate, stau pe plajă, fac un vlog, fac cu alea, mă opă la un bar, beau o cafea, beau un... Bun, frate. Acu el ce zice la un moment dat? Băi, băi, firați, ai dreptul să fiți. Păi voi mă luați pe mine în râs, mă. Când e să merg și eu cu voi pe undeva, voi mă luați pe mine... cu duba. Când vă duceți voi doi, vă duceți cu șeptarul. Ia uite, e drept cu mar mandatar, cu tare, el a înțeles arogant. Noi râdeam, că râdeam. Într-o zi, în altă zi așa, eu, el și Cosmin. Noi râdeam acolo, povesteam cu tare. El ne mai înțepa așa pe noi. Mă, zic, ce dracu ai, mă, ai turbat dracu de tot. Mă, ce ai, mă, dracu, tramadorul, dracu nebun. Lasă, băi, lasă cu condusul, băi. O, că zice și cu condus. Noi tot așa, cu duba. Aline, te salutăm, o seară frumoasă, numai bine, multă sănătate la toată familia ta și să auzim numai de bine.
Ne auzim în curând cu povești frumoase, cu povești adevărate, sincere, haioase așa, mai râdem, mai povestim. Eu cu Cosmin, cu el și în dubă. Oprim noi unde ne-am dus să bem o cafea. El se dă jos primul, din mașină, din dubă. Noapte bună, Aline, numai bine, multă sănătate. Și serviciu ușor mâine. Și eu am muncit azi, frate, până la vreo 7. Dracu m-a luat. Asta e. Șacalul, tot șacalul rămâne. Să dă el jos din dubă, supărat, trântește ușa la dubă, face doi pași, se întoarce spre noi și zice: hai băi, vorbiți acum, băi, vă las pe amândoi, vorbiți bă de mine, bă, cât vreți voi, bă, că știu că vorbiți. Băi, ce dracu, m-am pus pe un râs cu Cosmin. Băi, zic că s-a luat un razna de tu, băi, am mâncat capul tramadoarele astea, bă, ce dracu bea el, ia dracu, ce dracu făcea el acolo, în fine. Băi, râdeam cu Cosmin, dar nu mai puteam de râs. Eu cu ăsta Caterică, noi Catericile dracu, cu toate, că, în fine. Ce-i zi lui Cosmin într-o zi? Băi, ia bă șeptarul și hai să mergem în poligonul ăla la ieșire din Teolada acolo și să-i dăm un lotucă să-l conducă, băi. Ăsta l-are automat șeptarul. Băi, zic, haide mă, vrei să conduci, că tu nu știi să conduci. El se oftica că eu știu să conduc, în fin, mai contează asta. Băi, zic, hai mă să te învățăm și pe tine să conduci. Cosmin cu el în față. Te cred, fratele meu. Te cred. Serviciu ușor. Haide mă să-l... Forța, șacale, zice Raul. Alin, forța! Haide mă să-l învățăm pe ăsta să conducem. Asta vorbim noi pe zi. Băi, zic, când ajungem pe seară, uite așa, luăm șeptarul și mergem, luăm lăptuca. Da? Așa e, mai și muncim, mai facem și programul, începem, încercăm să facem, să fim la zi cu toate. Gata, bă, așa facem. Băi, zic, fii atent. Nu-i dai duba. Băi, și cu șeptarul, zic, dacă dă ăsta cu șeptarul într-un tir, în ceva, dracu, că mai era acolo, în poligonul ăla, mai era parcate, dar mai departe, așa, mai era parcate, mașini, era... Zic, nu-l lași, băi, zic, îl duci pe drumul ăla drept încolo, chiar dacă dă cu el pe când, dă-l dracu, n-are ce dracu să strice, ce să merge încet, ieși lângă el acolo, tragi de volan cu tare. Haide, bă, să te învățăm să conduci, băi. Vrei, bă, să te învățăm? Haide, bă. Băi, frate, râși și pânăra, mă, ce a fost atunci? Cosmin, ce să mai clâng, eu îl disem pe Cosmin în coastă aici, că eram în spate. Eram dracu, eu nu mai puteam de râs, râdeam confundate, nu mai puteam, dăduse lăcrămi, mă, băi, transpirasem de atâta râs. Ăla Cosmin trebuia să abție, că era cu el în față. Băi, să suie lăptuca la volan. Băi, zi, fii atent, arată-mă care-i frâna, care-i accelerația, băi. Să nu facă ăsta, vă borobați. El se uită la mine, dar ce, băi? Mare șmecher te vezi tu, că știi să conduci, ce eu nu știu să conduc, hai. Acum, Cosmin ce zice, bagă-mă în viteze. Dă-i pu, dă-i câu, dă-i alea, ce avea pe aia, la automat acolo. Dar el stătea concentrat la volan acolo. Băi, unde-i pu? Unde-i câu? Băi, cum fac, băi? Băi, ține-mă, dracu, nu mai te uita jos la pedale, că tu nu ești cu bicicleta, dracu, să te uiți la pedale, tu ești cu șeptarul, uite-te, dracu, în față, ține drumul drept. Eu îl înghioldeam pe ăsta în coastă aici, îl învinețisem cât îl înghioldeam, nu mai puteam de râs. Băi, leșinasem de râs în spate acolo. Cosmin. Știa să conducă pe purcel, nici pe ăla nu știa bine, că a căzut cu el, de l-a găsit draci. Era de vorba ta, de 73, era mai mare ca mine, de-l dracu. Băi, frate, a fost un râs atunci și o
Caterinca, mamă, mamă. Conducea el, se uita el, stătea el încruntat acolo la volan. Băi, zic, fii atent, vezi că mai era, era niște gropițe de alea, era cu un fel de jaloane. Era alea făcute pentru că se băga drăcii de alea, jaloane de alea, se băga în ele ca să poată să circule ăștia, unde făcea de șofer de astea, în poligonul acolo. Ce 10 la oră, frate, că cred că mergea cu 2 la oră, nu cu 10. A băgat el un pic piciorul înainte. Băi, lasă ușor, bă, dracu, băi, lasă ușor că ăsta nu-i pur cel, mă, dracu, să-l guiezi tu cum crezi tu. Îți fuge ăsta de sub picioare. Băi, taci dracu din gură, tu în spate acolo, zicea. Taci dracu din gură, băi. Ăsta Cosmin zice, lasă-l, bă, să fie atent, băi. Lasă-l, bă, să învețe să conduc. Eu mai aruncam câte una de aia. Băi, dă-i, mă, din semnalizare, dă-i din aia, înțeles. Noi leșinasem, eu leșinasem unul, leșinasem de râs, că el nu găsea, nu găsea, frate, unde să bagi în viteză. Întrebam continuu, unde-i P, unde-i C, unde-i D, unde-i alea? Băi, dă-i pe D, unde-i D, mă, nu-l găsește, băi, s-a pierdut, mă, cred că ai deschis geamul, ce zic că ai făcut, să-i pe geam, D. Am râs atunci. Băi, frate, s-a făcut cam târziu, mie drag de voi, aș mai sta cu voi, avem de povestit, povestim, dar mă bag, frate, și o să mai fac și unul duș, nu mai pot, mă ia răceala, mă ia răceala pe bune, nu știu ce să fac, cum să fac, poate iau două, trei pastile și îmi fac un duș și mă bag în pilotă. Auzi, e unul, e târziu, eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Vă mulțumesc la toată lumea că sunteți alături și abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalur. În continuare veți auzi numai povești adevărate, povești frumoase. Și vreau să fac mențiunea la puștii ăștia din ziua de astăzi, să stea cu minți copiii ăștia, să stea liniștiți, să-și facă o școală, să-și facă o meserie, să bucure de libertatea asta frumoasă, de viața asta frumoasă și să n-aibă, frate, tangențe și anturaje proaste și urâte, că o să ajungă la suferință și acolo vede ei cât de greu e și ce chin și amar. Așa să stea în libertate și cu bune și cu rele. Uitați-mă pe mine, după 23 de ani de pușcărie, m-am lăsat la mâna mea, sunt cu minte, sunt liniștit, mă duc la muncă, îmi văd de viața mea, mă bucur de libertate, că asta e cea mai frumoasă. O, am rămas în urmă, în urmă cu mesajele alea. Am băgat azi câțiva, frate. Să mor dacă n-am mâncat, cred că o jumătate de usturoi. Te respect și eu, Montana, vă respect pe toată lumea, pe toți oamenii frumoși de la mine din comunitate. Să ne auzim cu bine, să fim sănătoși. O seară frumoasă la toată lumea, un somn liniștit și ne auzim în curând. Noapte bună la toată lumea și multă sănătate. Vă pup cu drag! Al vostru șacalul, șacalul cel voinic!